Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și astăzi vom învăța împreună glandele suprarenale. Glandele suprarenale, numite și glande adrenale, sunt situate la polul superior al rinichilor. Sunt glande pereche cu o formă de coif, care cântăresc aproximativ 5 grame fiecare. Structural, fiecare glandă suprarenală este alcătuită din două zone. O zonă externă, periferică, numită cortico-suprarenală, care reprezintă 80% din masa glandei, și o zonă internă, centrală, numită medulo-suprarenală, care reprezintă 20% din masa glandei. Cortico-suprarenala prezintă trei zone cu aceeași origine embrionară, dar diferite structural și funcțional. De la exterior spre interior, aceste trei zone sunt zona glomerulară, la periferie, care secretă predominant mineralocorticoizi, zona fasciculată, la mijloc, care secretă predominant glucocorticoizi, și zona reticulată, la interior, care secretă predominant sexosteroizi. Medulo-suprarenala este formată din neuroni mari, de formă ovală, fără axoni, dar cu proprietăți secretorii. Aceste celule seamănă cu neuronii sistemului nervos vegetativ simpatic, astfel încât, anatomic și funcțional, medulo-suprarenala este un ganglion simpatic, ai cărui neuroni nu au prelungiri. Celulele medulo-suprarenalei secretă noradrenalina și adrenalina, hormoni cu efecte asemănătoare, dar nu identice. Cortico-suprarenala secretă hormoni de importanță vitală grupați în trei categorii: mineralocorticoizi, glucocorticoizi și sexosteroizi. Mineralocorticoizii sunt secretați de zona glomerulară și au ca reprezentant principal aldosteronul. Acesta acționează în special la nivelul rinichilor cu scopul de a regla echilibrul sărurilor minerale în organism. Aldosteronul reține sodiul în organism și elimină potasiul și ionii de hidrogen. Ca urmare a reabsorbției sodiului, are loc și o reabsorbție a apei, care va fi astfel reținută și ea în organism. Cortizolul este reprezentantul de bază al glucocorticoizilor secretați de zona fasciculată. Cortizolul adaptează organismul la stres, crește concentrația de glucoză și de lipide în sânge, stimulează degradarea proteinelor și influențează activitatea sistemului nervos. Sexosteroizii, secretați de zona reticulată, sunt hormoni asemănători cu cei sexuali secretați de gonade. Ei se manifestă în timpul vieții intrauterine și la pubertate, contribuind la apariția caracterelor sexuale secundare. Să reținem faptul că hormonii produși de cortico-suprarenală sunt de natură lipidică, derivați din colesterol, și de aceea se numesc hormoni sterolici sau hormoni steroizi. Medulo-suprarenala secretă hormoni care intervin în adaptarea organismului la condițiile neobișnuite ale vieții. Acești hormoni sunt cunoscuți sub denumirea de catecolamine și includ adrenalina, secretată în proporție de 80%, și noradrenalina, secretată în proporție de 20%. Catecolaminele adaptează organismul în situații de pericol prin creșterea glucozei în sânge, creșterea frecvenței cardiace și a frecvenței respiratorii, intensificarea transpirației, dilatarea pupilelor, contracția mușchilor netezi și ridicarea firelor de păr. Hormonii medulo-suprarenalei produc alertă corticală, anxietate și frică.